Ți-am zis, Norvegia, Islanda, Elveția. Au de tot parcul, mă, mai văd de tot. Asta trei țări și mai sunt. Zic, pe asta e faza cu spațiul Schengen. Au abolit pașaportul. Ca să la Uniunea Europeană și mă ține cu spațiul Schengen. Bă, tu păi sunt amândouă, mă! Mai nu suntem în spațiul Schengen. Da, suntem în UE, de-aia n-ai nevoie de pașaport. Suntem în Ploiești, coaie. Suntem și în Ploiești. Dar te dracu, că n-ai trincat. Vrei să suprapun? Uite, Islanda nu e în Uniunea Europeană, uite. Știu, mă, știu. Dar e în spațiul Schengen. Sunt două concepte. Bă, ce ești așa separate? Ce te sperie așa telefonul meu în pula aia? Da. Că Islanda nu este în Europa. Hai că te și bate acum. Înțelegi acum diferența între astea două? Nu. Vrei să suprapun cărțile? Schengen Space. Auzi, mă? Să fie asta agent secret și te scaute ceva repede pe internet și spune, știi? Ascultă. El ascultă. It's an area comprising 26 European states that have officially abolished passport and any other type of border control at their mutual borders. Mamă, ce prost citesc în picior. Ai înțeles? Nu. În păcate, da. Dar nu, da, să nu te faci vreodată profesor de engleză. Trebuie să mai vorbesc în engleză, nu mai vorbesc de mult. Tu nu înțelegi că eu am fost în... Ok, nu știu toate legile. Și oriunde te aduci acum în Europa, n-ai nevoie decât de buletin. Da, asta zic. Pe asta e faza cu spațiul Schengen. Au abolit pașaportul. Ca să... la Uniunea Europeană și mă ține cu spațiul Schengen. Bă, tu păi sunt amândouă, mă! Mai nu suntem în spațiul Schengen. Da, suntem în UE, de-aia n-ai nevoie de... Suntem în Ploiești, coaie. Suntem și în Ploiești. Nu ai nevoie de spațiul Schengen. Adică nu avei nevoie, dar n-ai nevoie. Ei vor să intre în spațiul Schengen, pentru că în spațiul Schengen sunt anumite țări care nu sunt în UE. Vrei? Dar te dracu, că n-ai trincat. Vrei să suprapun? Asta chiar sunt în curios. În sfârșit. Înțelegi și omul ăsta ceva. Acum trebuie să mă să-ți dai cu telefonul la cap. Stai o secundă. Ia-o. Vreau să-ți link telefonul. Uite, Elveția e în spațiu Schengen. Norvegia e în spațiu Schengen. Astea două nu sunt în Europa. Că unii europeani... Hai mă, Ferin, poți să-ți link telefonul? Linge-l în pula mea, vezi, mă lingi de telefon. Uite, Islanda, Islanda nu e în Uniunea Europeană, dacă te știu. Este? Asta este? Da. Islanda e, nu e? Policy of European Union. Dracu, mi-a crăpat telefonul cu atâta oie. Ia să văd și o hartă. Cu atâta oie? Oie. Cu atâta oie ți-a crăpat telefonul, nu? Uite, Islanda nu e în Uniunea Europeană, uite. Știu, mă, știu. Dar e în spațiul Schengen. Sunt două concepte. Bă, ce ești așa separate? Ce te sperie așa telefonul meu în pula aia? Da. Ce, n-am înțeles ce vrei să înțeleg. Nu pasă care e în spațiul Schengen, care e în Uniunea Europeană. Ok, dar ai avut nevoie de buletin, asta vreau să zic. Când e în Uniunea Europeană, ai nevoie doar de buletin. Asta zic. Dacă tu ești în Islanda și vrei să treci din Islanda în Marea Britanie, două țări care sunt în spațiu Schengen, o să ai nevoie doar de buletin, te știu. Da, mă, te înțeleg. Dar Islanda nu e, nu e, pentru că Islanda nu este în Europa. Hai că te și bate acum. Înțelegi acum diferența între astea două? Nu. Vrei să suprapun cărțile? Ți-am zis, Norvegia, Islanda, Elveția. Au de tot parcul, mă, mai văd de tot. Astea trei țări și mai sunt. Ai înțeles, mă? Și niște țări din din fosta Iugoslavie. Uite. Da, stai că... Hai că mi-a obosit.